E surprinzător cât de puțin se vorbește despre lucrurile cu adevărat importante. Pentru a compensa această gravă carență, vă vom prezenta mult mai amănunțit subiectul referitor la dârele morții. Acestea sunt dâre foarte dense, groase și persistente pe cer, multe ore după ce avionul a trecut, ele lățindu-se și acoperind uneori o mare parte din cer. Acest fenomen nu este deloc normal și el a apărut doar după 1990, înainte de acest an, el fiind complet inexistent. Salutare și binevenit la un nou material. M-am hotărât să vă prezint în acest clip subiectul dârele morții. Ce sunt, pentru că foarte mult m-ați rugat în secțiunea de comentarii să vorbesc puțin despre această teorie și nu uita să apeși pe butonul de like și să distribui și pe Facebook și pe alte rețele de socializare pentru a vedea și alți oameni, prieteni și așa mai departe acest clip, pentru că se vorbește foarte puțin. Haideți să vă prezint materialul. Aceste dâre albe ca o ceață, numite în engleză contrails, dâre de condensare mai exact, sunt formate prin condensarea vaporilor de apă ce rezultă în urma arderii carburantului în motorul cu reacție al avioanelor. Ele depind de doi factori, umiditatea atmosferică ambientă și temperatura foarte scăzută la acea altitudine. Ele pot fi alcătuite din fine picături de apă condensate sau din cristale de gheață și de zăpadă. Aceste dâre pot să apară la altitudine joasă, aproape de nivelul solului, doar în zone cu un climat extrem de rece, cum ar fi Antarctica, Alaska și așa mai departe, și constituie un serios handicap pentru circulația aeriană în zonele respective. La altitudine, aceste condiții se manifestă uzual începând de la 9000 de metri. Dârele pot rămâne vizibile mai multe minute, maxim 10-15 minute, după care sunt împrăștiate de vânt gradat până când dispar complet. Aceste dâre de condensare, nefiind formate decât din molecule de apă, sunt aproape inofensive, mai ales în comparație cu cea generată de o turbină de avion prin arderea cherosenului. Dârele de condensare, mai exact contrails, fiind compuse din vapor de apă, se disipă după o scurtă perioadă de timp. Conform meteorologului Thomas Shettles de la Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a Statelor Unite, ele nu se pot forma decât la temperaturi de minus 60 de grade Celsius, la niveluri de umiditate relativă de 70% și la altitudini foarte mari. Acestea sunt cantități uriașe de toxine, pesticide, bacterii mortale, extrem de agresive, ce sunt împrăștiate în aer prin intermediul avioanelor. Chiar dacă acest lucru este trecut sub tăcere de autorități și de companiile aeriene, pentru a putea împrăștia aceste toxine, avioanele, fie militare, fie civile, de mărfuri sau de pasageri, sunt modificate constructiv, având duze pentru spray, aceste substanțe fie pe motor, fie fixate direct pe aripi. Autoritățile din toate țările neagă repetat aceste chemtrails, totuși ele sunt o realitate incontestabilă pe cerul tuturor țărilor. Din ce în ce mai mulți oameni, tehnicieni de aviație, piloți, reporteri de investigații, ONG-uri vorbesc despre aceste dâre ale morții și gradul lor uriaș de periculozitate pentru toți oamenii de pe planeta noastră. Odată ce am stabilit că există, apare întrebarea firească: de ce? Aici gradul de manipulare a populației largi este foarte mare. Există multiple straturi de manipulare. Ați văzut un prim strat care este prezentat chiar piloților și tehnicienilor direct implicați că aceste chemtrails ar avea o funcționalitate vitală în apărare și în special în apărarea contra spionajului militar din sateliți. Evident, este o gogoriță, deoarece schimbând spectrul radiației electromagnetice captate, aceste particule devin inutile militar. Un alt strat al manipulării este acela care pretinde că unele din aceste substanțe sunt împrăștiate atmosferă pentru a obține imediate modificări meteorologice, cum ar fi formarea imediată a unui nor și obținerea precipitațiilor imediate prin împrăștierea unor non-particule, de exemplu non-particule de aluminiu. Problema este că aceste particule nanometrice, odată pătrunse în organism prin respirație, alimente contaminate sau consumul animalelor contaminate, sunt foarte periculoase pentru sănătatea noastră. Un alt strat al manipulării este dat de modificarea chiar a unor avioane de linie și existența unor brevete de invenții aplicate deja
pentru a arde în siguranță diferite substanțe foarte toxice, cum ar fi reziduri, pesticide, bacterii, în interiorul motorului de avion. Acesta este un argument fantasmogoric, știut fiind faptul că toate aceste instalații terestre de cracare sau incinerare a substanțelor toxice necesită avize de mediu tocmai pentru a nu polua aerul sau apa dincolo de anumite limite. Ori atât avizele, dar mai ales atenta supraveghere de petre, institute, abilitate și competențe lipsesc cu desăvârșire, deoarece este practic imposibil să prelevezi probe în orice moment, în care suspectezi că ar fi nereguli de natură ecologică și încălcări ale normelor de poluare. Fiind în zbor, este imposibil să fie monitorizate eficient aceste activități. În fine, cea mai grosolană manipulare este aceea a așa zislor experți, care afirmă nici mai mult, nici mai puțin că așa funcționează de fapt motoarele avionilor și că avem noi ecologiștii pitici pe creier și vedem tot felul de teorii peste tot, chiar și acolo unde zboară un banal avion. Tuturor acestor manipulatori foarte bine antrenați și experimentați să răspunde: cum rămâne cu mărturile celor din interiorul sistemului, care pilotează sau modifică tehnic sau fac verificări și realimentări cu substanțe extrem de toxice ale chemtrails-urile? Cum rămâne cu nenumăratele fotografii ale interiorului avionilor modificat în acest scop? Cum rămâne cu fotografiile din ce în ce mai numeroase ale duzilor de spreiere montate pe aripile avionilor? Cum rămâne cu apariția în concentrație mult peste limitele admisibile a nanoparticulelor, concentrație care este foarte periculoasă pentru sănătatea noastră, a tuturor, inclusiv a piloților și tehnicienilor din proiectul Chemtrails, cât și a familiilor acestora? Toate aceste întrebări ar fi necesar să-și găsească răspunsuri de bun simț în viitor. Și acum vă dau și spusele unui mecanic de aviație. Și este o mărturisire, o să extrag doar concluziile, puteți să-ți găsiți mărturisirea pe Google. Acest om a descoperit două avioane diferite ce aveau modificări tehnice neautorizate, modificări ce nu sunt trecute în documentația tehnică a celor două avioane, de la două companii diferite, ceea ce în sine este un lucru foarte grav. Modificările nefiind trecute în fișele tehnice și în caietul de sarcini ascund un scop secret și cel mai probabil substanțe periculoase ce sunt pulverizate automat în atmosferă, fără ca piloții, însoțitorii de zbor, majoritatea mecanicilor și în general opinia publică să aibă cunoștință despre acestea, ceea ce este ilegal în toate statele lumii. Cel ce a descoperit modificările tehnice neautorizate la cele două avioane este un om de specialitate, fiind tehnician de avion, nu un diletant ce face presupunere necunoștință de cauză. Mecanicul susține că a fost amenințat telefonic pentru mica lui investigație și că i s-a înscenat o abatere gravă, ceea ce arată că cei responsabili de aceste modificări sunt relativ puternici, foarte vicleni, amenință și sunt lipsiți de scrupule când acționează pentru a-și atinge scopurile. Faptul că acea cutie de comandă nu era înscripționată cu sigla și numele producătorului și cu codul produsului și seria arată odată în plus că activitatea pentru care a fost montată este ilegală, subversivă și dubioasă. Cam atât a fost, dragilor, acest material. Voi ce părere aveți de această teorie? Sper să-mi lăsați opinia în comentarii. Nu uitați să apăsați butonul de like, să distribuiți pe toate rețelele de socializare acest material. Vă doresc mult succes în absolut tot ceea ce faceți și multă sănătate!